Evenimentul sportiv s-a născut din dorința iubitorilor de fotbal și de-a lungul anilor a devenit cea mai importantă competiție sportivă a orașului. Inițiatorul este profesorul Valentin Petricală, care a dorit ca evenimentul să fie o întrecere dedicată exclusiv fotbaliștilor amatori în care fair play-ul să primeze. Dorința sa a fost îndeplinită 10 de ani. Acest turneu de fotbal pentru Old Boys a fost inițiat după o idee de a mea în anul 1985. Până în anul 1985, noi profesorii aveam întâlniri cu colegii din Cernavodă, cu colegii din Fetești și ne-am gândit, eu m-am gândit că n-ar fi rău ca să organizăm la Medgidia o competiție la care să participe echipe din Medgidia. Echipe formate din foști jucători sau din jucători care nu au activat la o echipă în campionatele divizionare sau județene, dar care să participe la acest turneu. Scopul acestui turneu a fost unul foarte simplu. Trebuia să ne întâlnim, să ne jucăm, să stăm de vorbă. Totul se desfășura într-o atmosferă prietenească. Nu exista patimă. După fiecare joc aveau loc întâlniri amicale, fiecare într-un anumit loc. Și ce să vă mai spun? La primele ediții, să zicem, primele patru ediții, au participat numai echipe din Medgidia. Chiar dacă întrecerea era dedicată exclusiv practicanților fotbalului trecuți de 35 de ani, în decursul anilor au putut să participe și alte categorii de sportivi. Competiția a găzduit de-a lungul anilor și echipe de cadeți. Însă, în 2016, există posibilitatea ca evenimentul să nu mai fie organizat. Cred că ar fi păcat ca acest turneu să nu mai aibă loc. După cum bine știți, încă din 1985, CSS Medgidia a fost organizatorul acestei competiții și inițiatorul ei, de fapt. Încă de atunci și până acum, CSS Medgidia, prin profesorii pe care i-are la Catedra de Fotbal, a organizat toate competițiile la nivelul gimnazial și liceal din acest oraș. În prezent, pentru acest an, domnul primar ne-a cerut sfatul, m-a rugat pe mine personal, dacă mă pot ocupa de organizarea acestui turneu. Chiar dacă evenimentul este unul important pentru iubitorii sportului, edilul orașului spune că momentan este nevoie de niște clarificări pentru organizarea competiției. Pentru această a opta ediție, sunt pasiuni foarte mari în legătură cu organizarea acestui turneu și am încercat să identificăm persoane potrivite pentru ca să managerieze turneul, astfel încât el să fie și anul acesta un succes. Din păcate, conducerea clubului sportiv școlar, pe care eu mă gândeam să o promovez pentru organizare, nu poate în perioada aceasta să asigure managementul turneului și atunci încercăm împreună cu colegi consilieri să găsim o soluție optimă pentru organizare și pentru managerierea turneului. Săptămâna viitoare vom avea consultări și apoi vom putea demara turneul de fotbal. Întrebat despre implicarea în organizarea cupei Old Boys, Ionuț Deliorga spune că evenimentele sportive din această perioadă nu îi permit să participe la turneu. Din păcate, i-am spus, în această perioadă a anului se desfășoară Olimpiada Națională a Sportului Școlar, unde eu sunt responsabil pe tot județul Constanța, fapt pentru care eu trebuie să fiu prezent la toate aceste competiții. Până la clarificarea situației, iubitorii fotbalului nu pot decât să spere că evenimentul se va organiza în continuare. Asta deoarece Cupa Old Boys a devenit o tradiție la Medgidia și nu trebuie să moară.